face la această zi de mormântare. Este sora mea și după trup și după duh, după credință. Ea, în familia noastră în care ne-am născut, a fost cea mai mare. Am fost 5 copii la părinții noștri care am trăit, a fost și mai fost 3 care au murit de mult, de mici. Da, în povestea părinții, cum 2 surori, Maria și Marioara, s-au născut primele. Da, și acele au ajutat Dumnezeu, s-au grăbit și la botezat pe Sfântul Botez, s-au dus și ele creștine dincolo. Au trăit doar o zi, două, când am mai avut un frate mic, așa ce l-a dus la domnul Ilie, e mic, dar a trăit o 6 luni, parcă când. Însă ea a fost care a trăit, a fost și ea, da, noi, familia noastră a fost, părinții noștri au fost oameni sărați. Ea s-a dus, a trăit în București. Și-a luat servici, a lucrat la Ministrul de Finanțe, pentru că soțul ei era contabil la Ministrul de Finanțe din București și a avut și ea o serviciu acolo, mai după pregătirea ei, și a lucrat la Ministrul de Finanțe și ea, la Ministrul de Finanțe din București. Și pentru aceea a rămas acolo. Soțul ei a plecat la Domnul, din cât mi-aduc aminte, în 97, Dumitru Dumitrescu. Și înmormântat, din cât mă amintesc, au un cimitir acolo, aproape de oraș. Da. Și ea a rămas singură. Îi venea foarte greu, până s-au obișnuit și a mai trăit până acum, când ea a mai venit odată aici și a încercat să steie și ce s-a gândit ea că ar putea să mai steie acasă și s-a întors înapoi. Dar acum au venit cu toată inima să se spășească, Dumnezeu i-a făcut parte să se spășească mănăstirii. Da, nu a fost bățuitoare aici cât ar fi trebuit, dar Dumnezeu o miluit în bunătatea Lui cea negreită și nemărginită să se spășească mănăstirii. Că nu-i lucru mic a se sfârși cineva mănăstirii, acolo unde se săvârșesc slujbii în continuu, zi și noapte. Da. Se fac atâtea rugăciuni și pentru cei adormiți așa. Așa că ea a făcut Dumnezeu parte, deși nu a avut răbdare, repet, să stea în mănăstirii mai mult, dar tot Dumnezeu s-a milostivit la ea în bunătatea Lui cea negreită și s-a sfârșit în mănăstirii. Și mă gândesc, acum să vă spun și o istorioară care am citit-o eu în prologe. În prologe de cele vechi, pe cirilică, nu știu dacă îmi trăiește noi, că nu citesc, eu pot citesc în cirilică. Este așa cum acolo este ce s-a întâmplat unde a fost de la Dumnezeu să se întâmple. Un mare duhovnic a stat de vorbă cu o stariță bătrână și a întrebat-o, maică stariță, ce te-a făcut să intri în mănăstire? Te determinat să te închizi viața toată în mănăstire? Iar ea, o femeie foarte așa simțită, să zice, minunatule, minunatule, zice, m-a născut părinții mei, am avut tată și mamă. Tatăl meu, un creștin bun, foarte credincios și smerit, însă bolnav, bolnăvicios. Zice, când se simțea o leacă mai bine, se ducea și lucra. Cât putea să lucreze și ce câștiga, aducea în casă.
Și aveam de toate ce erau absolut necesare. Și nu a trecut mult și el mă cena de boală, i-a venit ceas. Și m-am adormit în Domnul. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat tocmai atunci când a murit, că a venit o ploaie așa de mare și a durat vreo câteva zile. Și nu știm ce să facem cu mortul. Nu putem să-l ținem în casă, că se făcea locuința de nelocuit. Pe atâta ploaie și totuși ne-am hotărât cu toții să-l ducem la groapă. Așa, prin ploaie, cum s-a putut, s-a dus și l-am mormântat. Da. Acum a rămas mama. Mama și în viața cât a trăit el, soțul ei, avea viață ușoară, iubitoare de păcate. Acum nu mai avea nimic, nici să se mai sfiască de nimeni și zice s-au dat la păcate și mai îngrozeam de când trăia tatăl meu. Și i-a venit și ei sfârșitul. Da. I-a venit sfârșitul și s-a dus ea. Ei, la mama s-a întâmplat un lucru neașteptat. O vreme parcă toate ajutau la mormântarea ei. Despre el oamenii chiar greau, când au văzut că nu-l poate mormânta din cauza ploii, zice, și rău un fost aista, de uite Dumnezeu ne lasă să-l ducem să-l mormântăm. Și nu știi ce păcate a făcut aista. Dacă nu au văzut că la femeia lui care a trăit așa în păcate, era așa vreme de prietnică, se minunau cu toții. Și au mormântat așa frumos și pe dânsa. Și zice, după ce i-am mormântat pe amândoi, eu stăteam singur acum și mă gândeam. Cui să urmez? Tatăl meu sau mamei mele? Dar tatăl meu, ce-am văzut eu bun la el? Era într-adevăr credincios și smerit și se ruga. Și făcea și el lucruri bune și aduce și ani când era, dar era și bolnav la el. Și la mormântare, cu mare greutate l-am mormântat. Dar la mama ce frumos a fost. Parcă toate ajutau la mormântarea ei. Și în gândirea mea asta, în socotelile mele care le făceam atunci, mă obosit, mă las somnul. Și am adormit. În momentul când am adormit, a apărut cineva, un om, un bărbat, și-a căutat la mine sălbatic. Zice, eu am mărmurit. Iar acela care s-a arătat, zice, spune mie care sunt gândurile și cugetările inimii tale. Dar eu, zice, de frică, nici nu puteam să mai vorbesc. Spune-mi, zice. Nu mai zice nimic. Atunci urmează-mi. Și el mergea înainte, eu mă duceam după el, că mă temeam să nu fac ce spun el. Și mergem și intrăm într-o grădină de o frumusețe nedescris, nu se poate spune în cuvinte și nimeni nu poate să spune ce era acolo. Și în grădina aceea mă întâlnesc cu tatăl meu. Și când m-a văzut tatăl meu, m-a îmbrățișat și m-a sărutat, fica mea cea iubită, zice, cum ai ajuns aici? Și zice, da, tu aici ești, de când ai venit aici? Da, aici sunt rânduit eu de bunul Dumnezeu. Mi-a dat odihnă aici. Nu poți să rămân aici? Zice, nu, zice,
să se hotărească, când s-a venit timpul să vin și mor și tot. Că ea s-a dus cu Duhul, cu Duhul sufletului ei, s-a dus acolo unde era el. Da. Iar acela care a luat-o de acasă, acum aici s-o vezi pe mamă ta. Și ne-am dus așa în Duh, mergeam cu el și am ajuns la un cuptor înfricoșat, care nici acolo nu se poate spune în cuvinte ce grozăvie am văzut acolo, am rămas mărmurit. Și o văd pe mama mea acolo și a început să strige, pica mea iubită, nu mă lăsa, și plângea, și plângea, și iar plângea, și nu știe ce să facă, cum să o ajute. Că zice, nimeni nu mă ajută, tu uite, ai venit aici, ajută-mă, te rog, nu mă lăsa în focul ăsta aici. Și la plânsetele mamei sale, o ajunsă mila și-a întins mâna. Când a întins mâna, s-a atins de focul acela și în momentul acela s-a trezit din somn. Gata. S-a trezit și nu a putut să o ajute cu nimic și atunci, zice, că n-am văzut, i-a spus duhovnicului celui mare, tata și cum îi dincolo și cum îi și mama, atunci am lăsat toată lumea și am intrat în mănăstire și mă grijesc și eu, părinte, din sufletul meu, să mă duc unde e tatăl meu. Și apreciem duhovnicul acela, o binecuvântat-o și a zis să-ți ajute Dumnezeu să-ți dobândești dorirea să te duci la fericire acolo. Dar vedeți? Așa răsplătește Dumnezeu. Oamenii au altă vedere, judecă lucruri altfel, dar Dumnezeu judecă drept. Da. Lui i-a dat ce-a meritat, ei ce-a meritat și ea. Așa că asta se fie foarte cu băgare de seamă. Și să trăim cu frică de Dumnezeu, să avem credință, credință în Dumnezeu, să o ținem ca ochii din capul și să se întâmple, ca să fie prigoană împotriva credinței, să nu cumva să ne lepădăm, se poate că sunteți cele mai multe tineri aici, să nu cumva să vă lepădați de Dumnezeu, de credință, pentru nimic în lume, să rugați lui Dumnezeu să vă întărească în așa fel, ca să puteți răbda toate, pentru ca să vă păstrăm credința, că nu este cu putință să ne mântuim fără credință în Dumnezeu. Da? Și cât trăim, să avem și frica lui Dumnezeu, să nu avem o credință numai de formă, să avem o credință lucrătoare. Da? Da? Așa e care lucru, prin fapte, credința care se dovedește prin fapte, prin dragoste, care lucrează prin dragoste, spune Sfântul Apostol Pavel. Da. Să avem credință în dumneavoastră, maicele care sunteți aici, să trăiți în dragoste și în bună înțelegere și în pace. Când se întâmplă ceva între ei, nu se întâmplă, suntem oameni cu neputință, cu slăbiciuni. Să nu dați neîmpăcate. Nu stați așa cum am fost eu într-o mănăstire destul de mare. Și erau acolo, erau și în șoptește, zice, mără orei care cunoștea, și părinte, uite, este două, îți iertați. Și nu vorbesc de un an de zi, nu știu cât aveți, dar nu știu dacă aveți și mai mult amândouă. Și nici nu se împărtășească, nu era cu putință. E imposibil să iei, să fii certat, să nu te împași, să te îndrăznești, iei trupul și sângele Domnului, că ți-ai o sândă. Da? Și nu se... stăteau așa. Da? Nu se poate necertate, să le fiau de Sfintele Taine, numai să nu se ieți. Să nu fii să perească Dumnezeu, să fie așa, că noi știm, noi nu știm. Putem să ne cât nu s-a întâmplat, parcă s-a culcat și nu s-a mai sculat. S-a văzut sfârșitul
Doar viața nu e mâna noastră, e în mâna lui Dumnezeu. Ne-au dat-o și el ne-a cum vrea. De aceea să vă feriți tare, să nu aveți așa uriciuni. Ai greșit, mă, te-o jignit cu ceva, așa, te-o nedreptățit cu ceva, te-o vorbit de rău, te-o plăvetit. Așa, face pui duhovnicul, luminat de Dumnezeu, îți spune ce ai de făcut, ca să intri în normal. Da, că se întâmplă, mai ales între femeile foarte sensibile, din cât știu eu, ca un duhovnic de la maică care se povestește la mine, și îmi spune că înțeleg. El e îndată, așa, se supunea. Și așa, minte, și nu l-a spărat spate garnice. De la pietat să cea iertare, îți mai interzit. Așa, nu trebuie să fie așa. Asta. Vă sfătuiesc, așa, să fiți cu dragoste. Dragoste toate iertă, toate le crede, toate le îndrăge și toate roabdă. Le leabdă, spun în imnul dragoste, sunt apostol Pavel către Corinteni, prima epistolă către Corinteni. Da, dragostea niciodată nu cade. Dacă avem dragoste într-un Duhul Sfânt, nu suntem așa supărați, nu ne lăsăm de Sfintele Tăi. Țările tale, gata. Plecăm. Chiar și când nu ești, Părintele, Iopa s-a dus doi la dânsul care s-au certat. Și... Ei, și acum ce faceți? Păi, am venit la... Trebuie să moată să ne împaci. Uite ce! Care face metanii mai întâi, acela-i mai smerit. S-au plecat amândoi și-au făcut metanii și s-au împăcat acolo în fața lui. Așa, în fața Părintului. Da. Este, se întâmplă, nu se că oameni suntem. Da, nu oameni și suntem, nu de seama măcar că suntem călugări. Dar diavolul nu doarme și pe noi cu călugării. Cu călugării are mai mult de lucru. Deci că diavolul dă 20 de oameni de suflete pentru un călugăr să-l poată câștiga el. O spus, na, așa, asta parcă spune Sfântul Andrei, ce nebun pentru Hristos. Acela avea de la Dumnezeu, pentru că era om sfânt, avea anumite steri când putea să facă lucruri pe lumea cealaltă. Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, care îl prezim în octombrie. Da. Așa că asta să fie dragoste și bună înțelegere și pace și milă, da, și iertare. Bunul Dumnezeu să ne ajute să mergem acolo și să nu uitați pe surioara mea și la dumneavoastră după Duh, să vă rugați pentru sufletul ei. Așa, s-a notat acolo în pomenic, s-a pomenit cât va pune Dumnezeu și în Duhul Sfânt în minte și în gând, să vă rugați pentru sufletul ei. Că ați văzut cum am cântat acolo stihile cele. Mare, mare frică are sufletul când iese din trup. Da. Mare lucru, ce vede el atunci când trece în lumea cealaltă, fratelor, bani de mine, și grozăvi, și vede duhul viclenii, care e diavolii. Da. Este o istorioară undeva, Sfinții Îngeri au arătat pe diavol, zice, voi totdeauna când se sfârșește cineva, voi sunteți primii. Da. Și eu cred, Sfinții Îngeri. Și într-adevăr așa, e foarte sesilesc pentru pierzarea noastră, să știți. Să nu-i facem voile lui, să-l rugăm pe Dumnezeu în toată vremea și în tot locul, zi și noapte, să ne întărească, să ne ajute ca să facem voia lui cea sfântă, ca în felul acesta să dobândim viața și fericirea veșnică întru Hristos Iisus Domnul nostru, care să cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Părintele Ceresc și cu Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ierte pe Elena, sora mea, sora dumneavoastră după Duh. Amin.